year has passed. Races made our hearts beat fast. We made the mountain peaks our tracks. We made the cities our playground. In 5 months, we made 100,000 hearts beat as one. We had people to follow us from mountain peaks to tracks abroad. And more to count, we had them live to watch the engines come alive. The country in the news with racing drivers from abroad, the best of them to race for fame in our deadly danger game. And we have no intent to stop. We want to grow, to race, to conquer, to ever change the drift race, to put the limits to the test. This is the story of this year, of challenges and sweat and tears, of joy and victory and teams, of giving life to dreams. Salutare, salutare și bine ați revenit alături de noi pe Rodrift. Astă seară cu nimeni altul decât Alex Podar. Salut, Alex! Ne auzi? 2-10? Vezi că ceva e de neregulă cu sunetul tău de la început, așa, deci ne-a ceva cu internetul, cu ceva, sau s-aude prost. Ia mai zi ceva. Că până acum s-auzea bine. Gata! Păi asta zice. Acum te aud, da. După generic nu te-am mai auzit. Perfect, okay. Gata, ne auzim. Ce faci, Alex? Ce să fac? Uite, acasă, din cauza la nebunia asta ce se petrece, mm-hmm, în lume, mm-hmm, de fapt. Păi da. M-ai prins chiar în garajul de acasă de jos, care mi l-am modificat în... ți-am arătat ce în... în cuibușorul meu, așa, de sufletește, să-l numim. Foarte bine. Așteptăm să treacă perioada asta dificilă, ca să ne putem relua fiecare... activitățile. Cursul vieții, activitățile, cursul vieții, normal. Să sperăm că se cât de repede o să ne reluăm. Trebuie să vorbim și să începem că atingem noi toate pasiunile și hobby-urile tale, că știu și de RC, știu și de pescuit, știu și cu bărcile, știu și cu toate pasiunile pe care le ai tu. Dar înainte de toate, da, pentru că suntem pe Rodrift, trebuie să începem cu driftul. De unde nebunia asta și când? Mate, din păcate. Cred că ar trebui să încerci să treci pe Wi-Fi, ca să 4G-ul cred că îți face figuri în garaj acolo. Că ți aude și nu ți aude, gen, dacă acum mă auzi, e o problemă, pentru că aici am... De la mine sigur nu e problema, că uite, îmi verificam acum conexiunile cu toate și sunt toate în regulă. Pe mine mă anunță imediat dacă e vreo problemă, dar nu zice nimic de probleme la mine. Dacă ne auzim, poate reușim, dacă nu, poate te treci tu pe Wi-Fi să încercăm așa. Alo? Mă auzi? Mate. Încercăm mai bine să mai refacem conexiune odată. Dacă mă auzi, încearcă tu să treci pe Wi-Fi, că e ceva cu internetul sigur, că te văd și pixelat, deci e de la tine un pic. Te așteptăm înapoi imediat, nu e nicio problemă. Hai, uite, acum i-am dat pe Wi-Fi să vedem. E, altceva, gata, te aud crystal clear acum. Fă-l și să te văd într-o bucată așa, întoarce-l pe o parte și e perfect. Dă-ți înapoi drumul la aplicație și... Probleme tehnice, domne, când facem de acasă, nu e întotdeauna ca la TV, dar le rezolvăm pe parcurs, nu e nicio problemă. Stai că încercăm. Asta, gata! Hap și te-am făcut și full screen. Ăla e. Mama, acum te văd și eu HD. Deci să știi că 4G-ul ăla te-a înșelat. Păi o să-mi cer banii înapoi atunci. Așa să faci. Așa. Să-mi cer banii înapoi. Revin cu întrebarea atunci. Cum și de unde
Da. A început la tine nebunia asta cu driftul și când și de ce și care, cine ți-a înfipt microbul ăsta? Mate, de când eram copil îmi plăceau mașinile, îmi plăcea barca cu motor, îmi place motocicleta, îmi place orice are motor și miroase a benzină după el, ars. Îmi aduc aminte acum, aveam 5-6 ani de zile, în zona unde stau și mă duc în fiecare zi cu câinele la plimbare cam 500-700 de metri până la pădurea acolo, kilometri în plimbare cu cățelul. Și mi-aduc aminte, este o poieniță unde prima dată am condus, prima dată în viață. Tata avea atunci un Opel Senator, tracțiune spate, și atâta eram de mic încât nu puteam să conduc de la scaun, din scaun, și conduceam din picioare. Mi-a băgat-o tata mașina în viteza întâia și de acolo, din picioare, să zic așa, conduceam, să zic așa. Și de acolo, încetul cu încetul, am început să merg la raliu, ca și să mă uit, bineînțeles, ca și spectator. Exact, ca și spectator, la raliu, la VTM, la tot ce se ținea pe vremea aceea. Știu că la primul meu raliu am fost și pe o Mitsubishi se dădea atunci titlul Mitsubishi integral. Așa, atunci Evo, a fost Eclipse, Mitsubishi și Evo, da, alea sunt. Da, da, 4-4 Turbo, da, cu ăla am fost. Aici, lângă Cluj. Aici, lângă Cluj. Așa. După aceea mi-am luat un Subaru, un VRX STI Pro Drive. Bun! Care l-am modificat destul de mult. Ai avut și white body pe el, că nu mai țin minte. Că erau pe vremea aia două Subaru-uri care le țin eu minte în țară, care erau și cu un kit white body. Ți-a murit bateria la căști. Uite că se pare că iară sunt niște probleme. Eu te aud bine acum, dar cred că nu mă mai auzi tu pe căști. Că de-aia cred că butonezi tu acolo să-ți reconectezi căștile. Gata? Mă auzi? În căști? Dacă nu pot, eu te aud perfect. Da. Uite, așa, asta e problema la mine, că văd că tehnologia mă cam... N-are nimic. Nu mă pricep la ele. Habar nu am. Nu, nu. nu. Chiar deloc nu mă pricep. Nu mă... Habar nu am ce-s cu ele. Dar te aud foarte bine, să știi. Gata. Dacă te și văd, e perfect. Cred că nu mai e baterie la căști. Ideea e că parcă pe telefon ne auzim. Da, da, da. Te aud bine. Da, atâta că din păcate eu nu te prea aud așa bine. Vorbesc eu mai tare. O secundă, mate, să văd dacă pot rezolva problema care am, că uite-te... Știu. Hai că până atunci bag un filmuleț cu tine, na, ca să... Cât butonezi tu pe acolo, uite, băgăm un filmuleț de pe vremea când aveai Skyline. Iată, stai să văd dacă aveam... Cred că am pe aici și un... Nu mai știu, hop, ia să vedem și cu un pic de audio. De la film, dar nu merge audio. Ah, că l-am închis de acolo, gata. Ai reușit? Ai rezolvat-o? A rezolvat, mate, că jur nu mă pricep la chestia. Dar nu, la, până pentru mine. Gata, atâta timp cât ne auzim e perfect. Ziceai de Subaru. Da, aveam un VRX STI Pro Driver, numărul 113, un Bagai, un 2002 mai exact. Mi-au plăcut foarte mult mașinile alea. Da,
și mi l-am dus către modificările care le-am făcut pe mașină. Au fost nu neapărat cai mulți, undeva la 380 de cai avea mașina, dar sus ca și suspensie, ca și body, am vrut să mă apropiu. Atunci, în vogă era Cayenne. Și eu vreau să fiu mașina aproximativă de un grup N ca și comportament și să stea foarte bine pe drum. Mai ieșeam seara, avem și noi aici Tarnița, o numim noi, un drum cu serpentine. Mici, mai ne dădeam, până mi-am dat seama că nu-i chiar cea mai bună variantă. Dacă tot îmi place și cât de cât am un pic de îndemânare. Și au fost King of Europe în Cluj la Polus, parcă. Da. În 2008, 2009 și 2010. 2009. 2009 la Polus. Ciulia atunci era cu Era tot timpul cu Skyline. Cu Sky, dar știi că el a avut două Sky-uri, unul A avut roșu și cinci. unul negru. Da, Da, cu care s-a dat, cu da, care da, le-am prins și eu. da, da. Unul negru, dar Așa au și fost de era. fapt două negre. Că unul cred că a ajuns pe la tine. Nu, 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 nu. Unul a ajuns la Călin, care acum e la Trase, și unul a ajuns prin București, care acum e la Valea Olteanu. Așa. Și unul a fost Așa. la Rareș. Și. Și el la Rareș. La, da. Și eu, în continuu, ăsta cu care merge acum e al doilea Sky, de fapt. Aha. Da. Și fiind prieten cu Ciuli, tot am văzut acolo zarvă, eu eram la ceva îndemânare acolo, tot am văzut zarvă, fum. Fiind prieten, ce faceți pe aici? Că pare interesant. Păi zice, hai mașină să vezi. Am intrat în mașină, m-am învârtit, mi-a plăcut tare mult. În iarna aceea, toamna târziu, mi-am vândut Subaru. Toți banii pe Subaru, care atunci, pe vremea aia, cam, na, erau ceva bănuți, mașina aia. Alții mi-au luat Sky, mi-am pus roll cage, scaune, brațe, suspensii, tot. Și de acolo am început. Și ăla a Ca fost și cu Sky-ul pe care l-am văzut și mai devreme, nu? Cel în două culori. Da, Sky-ul în două culori, a fost și negru și alb cu verde și negru și da, cu el, ea a fost prima mașină. Bine, în parcursul anilor cam suferit modificări destul de mari. Adică asta. Ce la Brașov, din câte mi-aduc Da. aminte, la o etapă de King of Europe în 2013, dacă bine mi-aduc aminte, și uite acolo m-am calificat în top 32 în King of Europe. Era primul meu an de debut și am reușit să intru în top 16 la King of Europe. Bun, bun, pentru primul an în care tu participai, un rezultat foarte bun. Dar parcă tu erai MC acolo, nu? 2013, nici nu mai știu. O etapă de King of Europe. Eu așa știam, așa mi-aduc Da, aminte, rețin. parcă atunci am venit eu cu Monster-ul în 2013. Cred că a fost anul când am făcut demonstrația cu Monster Truck-ul și cu Adam Kierenii care se învârtea în jurul meu. Parcă ăla a fost. Exact, exact, exact. 2013, da. Exact în Brașov, în centru, ceva artă. Na. Doamne, câți ani au trecut. Și după aia, de ce te-ai Da. decis să treci la Nissan, la S13? Mate, cu Sky-ul, să știi că mult am participat. Păi da, că ai mers cu el Eu. până în 2017, parcă ai terminat 2017, ai venit cu 70. S13-le prima dată la Iași, parcă. Nu, nu, Sau mai... cu Nu, ai venit la S13 la mine, Prejmer. La la Prejmer ai fost. Prejmer, o etapă dezamăgitoare.
În 2017, corect? Da, dacă bine mi-aduc eu aminte și ce Facebook-ul, ce amintiri m-a notificat. Dar o Cu mașină Skyline. spectaculoasă, mai ales pentru anul ăla. Așa, zi de Sky, ca să te dăm cu Skyline-ul. Cu Skyline, să știi că m-am dat în 2013 tot anul cu motorul stock, un pic modificat și na, mașina rollerul era ok, dar motorul lăsa un pic de dorit. În anul 2000 am terminat atunci pe locul 12 sau 13, ceva de genul, primul meu an de debut. După aia a venit anul 2014, dar în 2014 deja am avut motor nou-nouț pus pe mașină din Irlanda, de la TDP, de la TDP Performance, de la Și tu Robi. ai păstrat RB25-ul. Adică ai mers Păi, tot pe RB25, n-ai schimbat pe RB26. mai, și motorul și acum ăla îi, este RB25 linia, blocul și chiloasta cu RB26 și modificări de-a lui Robi, care și în ziua de astăzi mașina funcționează fără nicio problemă. Păi În bă, lucru 2000, bine făcut. în 2000 dădeam și de niște semi-slick-uri, mai prindeam și eu Rare niște zice că cele mai semi-slick-uri. bune rezultate le-ai avut cu Sky-ul. Da, pentru că participam mai mult. La noi atunci semi-slick-urile le țineai ca și la La Dumnezeu, să Dumnezeu, zic așa. Nu exact. știa lumea ce. Pe cuvânt, când veneai cu niște, m-am dat cu second-uri, 255, 265, goleam second-urile din Germania, pe cuvânt, de la vulcanizări, care erau mai bune, 255-uri, 265-uri. Îți dai seama, mașina atunci avea 640 de cai și 800 Nm. Motorul din Da. Irlanda. Și îmi zicea Robi, cine mi-a făcut motorul, că sunt un greedy, adică un zgârcit, pentru că mi-am făcut așa motor, așa mașina, aveam chidie bracată, cred că printre puținii din Europa care aveau pe Skyline R33 chidie bracată original. Da, pentru că sunt Nu. scumpe și rare. Adică bine, acum Da, nu și mai sunt atât de rare, dar sunt foarte scumpe. mă, să știi că în perioada aia pe Skyline, Wisefab-ul vin după 3 ani de zile. TDP-ul l-a făcut, de l-am avut în 2014, l-am cumpărat de la el, crede-mă, o gălăgie de bani a fost. Și aveam chidie bracat, funcționa, puteam arunca mașina în unghiuri. Ei, nu mă mai dădeam pe un jeb de cuie, vorba noastră, ardelenilor. Mașina ți-a zis 640 de cai, 800 Nm și cu cauciucurile mai era problema. Le mânca una. Păi nu era Ți-a zis. normal la puterea aia să ți le mănânce, că ce te așteptai? Da, bă, dar nu chiar așa, nu chiar așa. Și aveam cutie deja. Stai că am mai avut un upgrade foarte important. Înainte mă chinuiam cu cutia de RB25, o spărgeam, nu apăsai bine ambreiajul, barberea m-a treia tot timpul, dar știi cum? Fui. Și am prins, domnule, mi-a trimis ăsta motorul, m-a mai plătit o gălăgie de bani. Pe cutia de viteze de CD09, de Nissan 350Z, în 6 trepte, era foarte scurt, era vis. Era vis. Așa. Și asta, tot aceeași cutie am. Mai prindeam, ți-am zis, semi-slick-uri, era nebunie deja mașina. Și de acolo am început, uite-te, în 2014 am terminat anul pe locul 5 la general. Ok. La Baia Mare, la Baia, tot în 2014 parcă am avut, da, am avut locul 3, podium, primul meu podium din viață. Și termin anul 2014 cu locul 5 la general. Și uite-te, nu știu dacă ți-aduce aminte, era la Baia Mare, finala s-a ținut. Da, prima Stradale. dată când s-a făcut la Baia Mare. Ca două ori am Exact, făcut pe noi. stradale.
Da, o nebunie, îți dai seama, pe stradă, eram printre E foarte parapeți. dificil, e foarte dificilă, de-aia nici nu, că vorbeam și cu Ciulii despre asta, că e atât de complicată bucățica aia încât să poți să scoți un traseu, că e o chinuială la limita chinuielii, mai ales, și mai ales în timpurile de azi, cu puterile de azi. Matei, danger. Da, E exact. periculos. Păi s-a E văzut și periculos. la una, la a doua. Hai să spun finala. Aia a fost cea mai comică sau cea mai tristă sau cea mai... cum vrei tu să o spui. Mă calific pe locul 8, la finală. Picu Răzvi cu Frățeanu. Așa. Mă, cumva, nu știu cum, prinderea mea, prin, na, știam, era un pic, știi cum e el, să aibă grijă de mașină, să nu o spargă. Ciuli atunci a avut accident acolo, chiar după inițiere. Na, ziduri de beton mari, îți dai seama că... plus traseu foarte dificil. Da. Nu chiar jucărie. Îl bat pe Răzvan. Deja eram în top 8. Picu, atunci au venit și cu Balint, un pilot bun, bun, atunci era terminat tot timpul pe locul 4-5, la general pe locul 4-5 în Ungaria. Picu el, ține minte, am 10-0, îndreaptă el mașina. Așa. Și ce ai făcut? Ce să fac? Eu deja, dacă intram în top 4, ține minte, dacă intram în top 4, eu terminam pe podium anul generalul pe locul 2. Dar de fapt Mamă, mamă, zic, vai, mamă, să-ți dai seama, al doilea an al meu să termin pe podium, lăsa să 47 de piloți, că le-am trecut aici pe o foaie, pe ăsta, le-am de aici, 47 de piloți erau cu câte 10 puncte, 100 de puncte, 50 de puncte, 300 de puncte, înțelegi, la general. Am 10-0. Că știi cum am văzut? Deja pe podium, cu cupa în mână, cum... Erai cu șampania. Da, domnule, da, domnule. Și ce ai făcut? Mă fac ce nu fac, îndrept eu mașina. Îți dai seama. 10-0 pentru Balint. More time. One more time, vine one more time-ul. Dar one more time-ul, să știi că am mai avut un one more time înainte, am uitat să ți-o spun, și a venit așa moartea subită. El Așa. fiind mai bine calificat. A fost el primul în față. A fost lider, da. Da, din păcate, n-am mai îndreptat mașina. Nu i-am ieșit. Nu, mă, nu am mai îndreptat mașina. Am încercat să mă țin cât am putut cu mașina de el. Totuși, circuitul ăla e mic. Îți trebuie o mașină rapidă pe asemenea circuit cum e Preșmărul, cum a fost la Baia Mare. El era cu N30. Rapid pe transfer, Sky-ul pe transfer, de-aia l-am și schimbat. Aveai timp să bei o cafea, să faci Și aici multe. vine acum, presimt un comentariu de la Gârdă sau de la Ciuli acum, că sunt aici și ei, presimt Da. așa că vin. Da. Na. Acum fiecare cum Cum simte simte, mașina da. sau... Fiecare, mă, a mea pe cuvânt, dacă nu, după câte modificări am făcut, mă, eu zic că 80% au fost cu cap. Dar așa să te gândești, că am pus bări stabilizatoare, i-am făcut tot, așa arăta ca și un Nissan Patrol încrucișat pe Pe de pistă. desubt. Pe cuvânt, pe cuvânt. Deci nu, na, nu mi se părea ok. Dar uite-te, revanșa. Doamna Târziu s-a ținut tot în 2014 finala la Pro la Debrecen. Dacă bine știu, erau două Soboci care și astăzi și celălalt concurent acum ar veni de la Ali Soboci.
Și mă sună Rareș, nu Rareș, Ciuli, Alex, vezi că este finala la Pro, la Debrecen, aproape de tine, că merită. Bă, dacă mă duc eu acolo Pro la oamenii ăia în Ungaria, da, totuși, bă, du-te, hai că vin și eu cu tine. A, cumva ne trezim dimineața, până la Debrecen aveam 2 ore și ceva de ăsta. De drum. Ajungem la circuit, la în Debrecen, acolo. De fapt, era o pistă făcută. Șata Pozna Ghici. Am luat locul 1. Așa. Am câștigat etapa de la pro-finala a lor cu locul 1. Deci nu mi-a venit să cred. Mașini, de acolo am învățat niște chestii ce mașini am văzut. Tot în 2014, dacă tot avem timp să Avem povestim timp. despre cariera mea ca pilot. Păi da, de asta stăm de vorbă. Da, se face primul an în 2014, King of Europe-ul face TOG. În viața mea n-am auzit, deja mă vedeam în Need for Speed. În Fast and Furious. Mamă! Se face la Răzvan. Îl La Câmpul organizează. Lung. Nu la Câmpul Lung, La nu. Transrarău. Câmpul Transrarău, Câmpul Lung Mușcel, da, corect. Acum mă Moldovenesc, nu gândeam la Mușcel. Moldovenesc, acum mă gândeam la asta, Câmpul Lung. Era numai pe bază de invitație, adică na, dacă erai cum ar veni debutant, nu prea aveai ce Nu prea căuta aveai ce acolo. căuta, da. Nu prea, na. Ma și Răzvan și cu dă domn. Bobo, că aseară am vorbit cu Bobo și povestea de etapa asta. M-am uitat așa fugitiv, adică când cum am putut. Da. Mă sună Răzvi, mă, vrei să vii? Păi eu aș vrea să pot. Hai mă! Bine, bre, vin. Mă duc acolo. Eram în paddock așa. Haiu. Și a venit cu un tir în viața mea, în prima dată în viața am văzut, un tir de la mare, de 22 de tone, de la cel mai Cine mare. venise cu el? Că s-a întrerupt un pic. Hipchi cu... A, Zi, da, atunci pus era... timp. Pus timp. Da, pus team, pus drifting. Mă, în Ăla cu padou cu valvolaie. tir. Da, în padou, deci în tir aveau tot. Dormitoare, 4 motoare LS în genunchi, Stati de încărcat cauciuc. nos în spate. Da. Eu în viața mea nu am văzut așa ceva. Biscuiți pe jos și biscuiții de pus pe jos. Să nu calci, na, fix pe pământ, că poate că pățești ceva. Mamă, când am văzut tirul ăla, mi-a tot făcut poze, m-am tot uitat, Era tare m-am tot mașina, uitat. știu. Mai de viața mea, în viața mea n-am văzut așa ceva, ce timp aveau ei. Și acum îți dai seama, acum, ca între piloți, ca între colegi, am început să povestim un alta. Vine Hipchi la mine. Sau eu la el, sau cum ne-am intersectat. Și ce bine merge mașina, și ce bine sună motorul, și am văzut-o, am urmărit-o și zic, și eu pe voi, adică nu numai eu, cred că toată lumea de aici se uită la voi cu ce ați venit și ce aveți. Și zice așa supărător, dezamăgitor, dar o și nu știu, cred că va fi greu și zic eu, dar ce înseamnă buget sau așa? Păi anul ăsta pentru amândoi ne-a dat doar 500.000 de euro. Și când am auzit, am picat jos. Asta Mate, zice cât, Silviu când am acum, auzit... zice, ți-aduce aminte ce supărat ai fost? Mate, deci crede-mă că am picat jos, dacă nu era balustradă, ajungeam înapoi jos în Bucovina, în fundul Moldovei. Și stai, mate, știi, engleza mea, zic, bă, poate că nu am înțeles bine. Și i-am desenat pe mașină că era praf, știi? Și am desenat 500.000 de euro, 3 semne exclamări.
Și el zice, stă așa, se uită la mine și zice, unfortunately, yes. This year, unfortunately, yes. Unfortunately. Yeah, da, yes, unfortunately, yes. Mamă, mamă, mamă. Dar fii atent, surprinderea mea este alta. Intru în top 8, din top 16, și bineînțeles că pic cu hipchi. Să mă dau eu după el, cum pot, cum și plouase, și plouase. Da, cumva nu m-a făcut tare de rușine, îți dai seama, hipchi, hipchi care era God, înțelegi, God of Tog, hipchi. Mă, cumva țin de el. Urmez eu în față, el chaser, bineînțeles, mă bate. Era de așteptat, bine că am ajuns până aici, n-a lovit mașina deloc, un pic, seamă de nimic ce s-a întâmplat cu mașina. Tot așa stau acolo și vine el, stau la padog așa, supărat într-un fel, dar într-un fel foarte bucuros că totuși am ajuns până acolo, nu s-a stricat mașina și zice către mine și către Bogdan, către Bogdan Vlad, că zice către mine, în engleză, știi, ăștia la noi cu reșapate nu contează. What? Cu cauciucul reșapate. Stai așa, se uită la mașină și zice, știi, la noi ăștia care folosesc reșapate nu contează. Cauciucul reșapate nu contează. Te-a închis de tot, ți-a pus și pământ peste tine, l-a presărat Mate, așa. mate, mate, am ajuns acasă și crede-mă că a zis, dacă să mă dau cu semislicuri și așa mai departe, nu mai ies din garaj, că nu are rost. Bun. Asta e viața. Am venit acasă. Atunci am mai participat la King, la COE Steel Legal. Și uite, te-am terminat pe un loc decent 14 la general, în King of Europe, la Steel Legal. Nu ăla mare, la Da. Legal. Și am avut, atunci erau trei etape și patru etape și am fost numai la două etape. Știu că la Tocol, pe aeroport și așa mai departe. Dar legat, hai să spun o chestie, că acum toată lumea urlă pe arbitrii și eu am urlat și mai urlu în continuare pe arbitrii. Că nu ce, că nu vede nu știu cum. Și partea piloților urlă și cearta asta o să fie între arbitrii. Vine anul 2015. Bineînțeles că are să ține, dar la noi românesc, noi ținem etapa acolo, o etapă acolo, tot la Transrarău și pe Facebook începe reclama, da? La tutorial, la reclamă. Cu Hipchi, țineți minte, în 2014 nu am făcut niciun tandem, doar direct în battle. Asta e Și prezentarea de la mă... Câmpul Lung, de acolo, dacă mai ții minte. Da, cred că primul an. Până de mână, după un an de pauză, nu am mai... Stai că am sărit în filmulețul care vreau să-l bag cu tine. Da. Așa, se termină. Hai să spun cea mai tare fază care mi-a ridicat moralul foarte mult. Mă uit la filmulețul de promo și, după cum spuneam, nu m-am dat niciodată cu Hipchi la antrenamente, doar direct în battle. Și marea mea surpriză și mi-a lăsat gust dezamăgitor și tot ce vrei tu a fost atunci când am văzut că de fapt el în spatele meu a îndreptat mașina mult, mult, de 10-0. Dar, da, mi-a ridicat moralul, totuși a fost ca și cum pentru mine, ca și cum l-a bătut.
în ideea mea, în capul meu. Eu, pentru mine a fost câștig. Na. Cam atât. Vine... Vezi că trebuie să pui și două întrebări, să te gândești la două întrebări din tot ce ai povestit, ca să dăm două brelocuri. A, am înțeles. Tu le adresezi cât părând, așa, uite, mai vedem și din mașina ta, și, mă rog, din diferite unghiuri. Uite, aici ai dat cu spatele pe la mare puci. Da, aici am fost la track day. Am fost la track day cu Santos, cred că am fost, da, cu Santos am fost. Dar stai că până una alta eu vreau să bag acel filmuleț. Deci este un filmuleț, dragilor, de anul trecut, de la prima etapă, de la Maria Poci, într-un live în care Alex a apărut fără să știe că este în live-ul respectiv și filmulețul a fost cam așa. Și numai... Ia. Hai să vedem filmulețul. M-a dat prima dată, a doua tură, a treia tură și n-am mai găsit, mă, frâna de mână după un an de pauză, nu am cum mai găsit. Cum să nu găsești frâna de mână, tu de cuvânt, mă, nu mi-au și un par, uite, atât de mare de jos. Și nu am găsit una de mână. Deci după una de zile n-am mai intrat în mașină. Jur. De ce a fost? Mă, voi râdeți. Hai să spune... Mate, voi râdeți. Dar să știi că pe Marea Poci unde face o inițiere unde? La 110-130 de kilometri la oră? Să nu mai găsești una de mână. A fost deranj. Mă, să știi că nu-i chiar așa comic. Nu-i chiar așa comic. După, știu, de nota 100. Un an de zile atunci am făcut aproximativ un an de zile n-am mai intrat în mașină atunci. Și na, am fost la etapa comună. Corect. De Marea Poci și da, Marea Pociul cam știu. Cam, și a fost pe dos. Da, nu. Nu, a fost normal. A fost normal. La Marea Poci, care asta comună, între noi și ei, eu zic a de fost etapa la fiecare noastră, etapă. De anul trecut. Când tu te-ai mai găsit frâna de mână, startul s-a dat de la finish. E de acum 2 ani de zile, părerea mea. Nu, anul trecut a fost. Anul trecut a fost sensul invers. Da, a venit de fapt, anul da. Trecut la Marea Poci. Vezi? Da, da. Și acum 2 ani. Și acum... Acum 2 ani a fost pe sensul normal. Pe sens normal, da, da. Și anul trecut a fost invers. Da, ai dreptate. Știu. Ai dreptate. Nu mai ziceam. Dar gândește-te la prima întrebare. Aici am mai pus în dificultate cu prima întrebare. Sau hai să mai povestim despre Nissanul cu care pilotezi acum și punem întrebarea după aia, că lumea e atentă la ceea ce povestești și venim cu întrebarea după aia. Exact, așa facem. Zine despre Nissanul ăsta. Că am terminat cu Skyline-ul, hai vorbim de S13 și de ultimii tăi 3 ani de zile. Mai ca și ultimii 3 ani de zile ai mei, ca și... participări. A fost mai slăbuți, Mai slăbuți din motive personale, din cunoaștem. Așa, na. Nu e că n-ai mai vrut să vii, a fost fix alte cauze din care n-ai mai putut pilota în ultimii ani, dar și când ai putut să o faci, ai făcut-o. Am venit totuși la 2-3 etape din 6-5 câte s-au ținut, dar nu etapă de etapă cum mi-aș fi dorită, cum aș fi vrut. Dar, na, în 2011, prima dată am terminat, a fost exact când a fost prima etapă pe Prejmăr, dimineața și eu cu adus-o Neagogu cu Bogdan, Prejmăr. Mașina nouă. Deja povestim de altceva. Mașina asta e un kart. E o chestie... E un șasiu complet tubular.
Exact. Exact. Cu fibră de carbon și ai cântărit-o și știu că ai avut o surpriză și o să povestim și despre asta când ai pus-o pe cântar, că tu te așteptai să fii un fulg și ea săraca nu e. Cum? S-a Tu te întrerupt. așteptai, tu te așteptai să fii un fulg și ea săraca nu e un fulg. Că știu că ai cântărit-o și a fost un moment interesant și ăla când ai cântărit-o. Da, la Iași am cântărit-o. Avea la Iași, parcă Călina a dus cântarele. Vezi că te-ai 1100, ce întrerupt. bine mi-aduc aminte, 1100 cât? dar 1150 de kilograme știu eu că avea mașina Așa. la Iași. Mă așteptam la 1000 de kilograme, adică la o tonă. Adevăr, atunci aveam portbagajul din spatele de la, vezi, uite cum se vede acum în videoclip, era complet tot. Aveam fața, mă refer de la oale în față, spre faruri, aveam farurile, aveam, ideea a fost de o mașină JDM, cum vedem în campionatul din Japonia, să fie cât mai legal, cât mai street. Și na, alea au fost kilograme de plus. Aveam geamurile spate complet, aveam stopurile. Bine, videoclipul ăsta nu le mai am, stopurile. Da, asta zic. Aici e altceva. Era o mașină care ieșea cu toba în spate, până în spate, era o mașină care ieșea în probă sau mergea la direcție cu ea pe roți, cu numere, fără nicio problemă. În 2000, iarna lui 2017 am tăiat-o mai mult. Deci după un an de dat, am tăiat-o mai mult. Și Adică motorul cam... pe ea este un RB25, nu? Da, dar e aceeași ca și pe Skyline. 600, știu că aveai tu la un moment dat o plăcuță de asta, 600, 600. 640 de cai aveam până în 2019, parcă am fost în Polonia cu Bogdan și cu Nea Gogu și acolo am mai ridicat un pic puterea, am schimbat atunci turbina, am pus turbină mult mai mare și mașina acum, la ora actuală, are 781 de cai, 900 Nm. Are ceva. Deci anul trecut, când ai venit la Maria Poce, era în configurația asta de 781? Da, Ok. era în configurația asta care e acum, cu turbina un pic cam mare, părerea mea. Și cam asta e mașina. Țin minte așa, în 2017 am venit la prima etapă, la Preșmăr, un pic dezamăgit de situație. Am mers acasă, am mai meșterit un alta la ea, reglaje, știi, mașină nouă, da, până nu Normal. o pui fierul pe stradă, n-ai nici cum. Exact, și până nu Dar în tragi schimb, de el. n-ai, gândește că eu maxim cât am putut să trag, alo? Uite că vedem acum cum arată fără bot mașina. Am văzut în poza respectivă, asta să dau înapoi, că e foarte interesant că la tine e același setup ăsta cu fără capotă cu totul, cum vorbeam și cu Leo, cu Kepler, care la fel are aceeași configurație, iată. Tu mă auzi acum, nu? Da, tu nu mă auzi. Așa. Ba da, gata. Acum te-am auzit. Și față și spate, aceeași configurație. Unde rămăseserăm? Da, în 2017, Asta, ți-am așa. spus, am tras de mașină, era completă, era full carbon, totul, era ceva spectacol mașina. Am venit la etapa de la București, care nu a sincronizat cu mașina, nu prea cu traseul, mi-era un pic așa frică și de mașină și de traseu, 2016 a era fost traseul de la București.
2016. 2016, dar tu știi că am cu în 2000, înseamnă că nu povesti incorrect, pentru că în 2000 În 2016, în 2016 a fost prima etapă la Prejmer și a doua la București. așa, am greșit un an acum, da, nu e așa mult. Și atunci, în 2018, în Polonia, am fost după ce am schimbat turbina și alte chestii, am pus radiatorul pe spate, am fost în Polonia și mi-a sortat la 700 de cai. Am dat prima dată, a doua. Așa. Da, la București, prima etapă, știi cum a fost, ziduri, parapeți. Și Dimitri câștigător cu trei pistoane. Exact. Și acolo am lovit, i-am făcut botezul la mașină, la carbon, în parapet. Da? Acolo a fost? Da, dar i-am făcut Și acolo a botezul fost acolo. ultimul an al lui Andreas Oprișan, că după accidentul de la Casa Poporului n-am mai continuat. Dacă mai ții minte. Da, exact, nu mai venit, da, exact, nu am mai venit. Tot în 2016 Ca să le am avut amintim că... celor de acasă, inițierea era peste 160 la oră la circuitul de la Casa Poporului. Peste 150, Da, hai să zicem, da, lejer. era la, și la Vale. Da, Acum tu știi că și dulapul merge la Vale dacă îi dai drumul. și Dimitri avea viteze de 172-173 înregistrate pe log la inițiere. Dimitri are o problemă. Este la fel, e un pilot care îl iubesc tare de tot, l-am cunoscut în 2009, exact la King of Europe-ul de care zici tu atunci, la Cluj, la Polus, atunci l-am cunoscut pe Dimitri și a fost și este un super băiat în primul rând și după aia pilot, dar e diliu. Da. E un băiat fin, Dimitri. Da, ajută pe toată lumea. Pe mine, sincer, atunci Ei, făceam eu ei. S13-le meu, SR20 și nu prea existau piese pe România și le-mi trimitea din piesele pe care le avea el, oricum Steve în garaj de SR20, ce mai trebuie mie pentru electromotor, pentru dragi laci, mi le-a pus pe curier, mi le-a trimis la București să le am, să pornesc odată mașină. Da, asta, cum îți ziceam, pe lângă că e un pilot senzație și omul e altceva, omul, ca și caracter, ca și mi s-a părut tot timpul și așa. După Dar aceea, da, am avut și pune prima prima. întrebare. Că acum am vorbit și de puterea mașinii tale și de mașina asta, hai pune prima întrebare ca să dăm primul breloc. Ce vrei tu? Păi, habar nu am. Câți cai am avut inițial pe mașina? Așa, uite. Prima întrebare, câți cai ai avut S13-le inițial? De puterea pe care o are acum. Uite, am mai găsit un cadru foarte interesant și vreau să ți-l arăt. Hap, Mai, uite cum dacă mie mai mi s-a ții tu blocat. minte. Stai un pic. Eu stau. L-am pus pe ecran Mi s-a acum ca să-l blocat. arăt. Mi s-a blocat imaginea cu tine, nu știu de ce. Eu te văd foarte bine. Și mă uit, verific și pe Facebook și te vede lumea foarte bine și pe Facebook. Deci la tine acolo e Da, problema. mie pe telefon mi s-a blocat, dar nu înțeleg de ce. A, uite, poate vezi acum imaginea despre care vorbesc. Se întâmpla în 2019 chiar. Nici poveste, nu o găsesc. Nu văd. Hai că acum o să iasă de pe aplicație, nu o să-l mai auzim. Ia. Da, acum da. Așa. Da. E de anul trecut am terminat ambreiajul la Mare Poci, nu? Da. Am terminat ambreiajul la Mare Poci. Vreau doar așa Știi, să se vadă și era. mașina pe parte. Da. Doamne, îți mulțumesc că n-am avut accidente să pună pe o parte Dacă mașina. au 640 de cai, a răspuns Cosmin Prodan. A fost primul care a Deci, răspuns. Corect? Asta a da. fost puterea inițială. Cosmin Prodan, ești primul care a răspuns.
Și ai câștigat un breloc. Și urmează să te gândești la a doua întrebare pentru al doilea breloc, când vrei tu, până terminăm live-ul. Așa, corect. Spune cu ambreiajul. Ce ai aici, făcut? Cum a fost invers traseul, și veneai cu, na, veneai cu viteză mare, te băgai în șicană unde era viteză mică, am o problemă la clutch kick-uri. Dau cu niște clutch kick-uri foarte da, adică gândește-te, a treia la rată prinde 140 și ceva 150 de km la oră. Și eu de pe loc îi dau un clutch kick nesimțit încât sunt în burnout. Da, o dată, de două ori, de cinci ori, de zece ori am mai rupt diferențialul, am rupt planetare. Când ia și diferențial și planetare e GTR. Asta zic. De GTR. Deci nu, uite-te cât e de mare în poză diferențialul ăla, că e, na, e destul de mare. Și la un moment dat s-a plictisit și ambreajul de mine. A zis, bă, gata, până aici. Până aici. Eu, sincer, de lene să-i dintre a treia, să-i dau a doua și o ia. Am zis că e mai simplu preaj, un clutch. Stai că te întrerupt un pic iar. Așa, gata. Da. Am zis că un ambreaj e mai simplu. E mai... decât să-i dau din a treia, a doua, a treia, mai bine îi dăm un clutch și gata. Și dar rezolvă problema. Urcă, da. Până la un moment dat s-a plictisit și ambreajul de mine. Dar repede a rezolvat problema. Mă, când ai la tine și ai și mecanici buni, da, se rezolvă foarte repede. Părerea mea, sinceră, și așa să povestim așa un pic de mecanici. Eu am fost cu partea financiară la mașina aia ce se vede, cu două, trei idei. Mașina aia, nu știu dacă... o aveam dacă nu era Neagogu cu Bogdan. Acum dacă o luăm așa, motamo. Plus, bineînțeles, alții implicați, adică care îi acolo în mașina aia. Pe lângă garajul care îl țin și îl țin în continuare numai pentru mașina de drift și barcă. Barca de pescuit mă refer. Nu știu dacă reușeam să am mașina asta făcută pe la noi sau nici afară, nu știu. Plus că pe partea mecanică, să nu uităm, ceea ce am uitat, cum vezi acolo, toată suspensia bilet, față, spate, mă refer la brațele, kitul de bracat față, kitul de, de brațe pe spate care oricum mai fi cu orice travel, știi? Rata când are travel, suspensia, roțile tind să se închidă. Să schimbe unghiul, corect. Exact. Ei, această suspensie, aceste brațe împreună, îți fac să funcționeze pe drept. Oricât, da, ele, roata calcă perfect 255 de cauciucul, semislicul. Deci el tot e pe suprafață pentru aderență cu Alex, sistemul vreau, ăsta. Vreau, până ieșim de live, vreau neapărat să arăt ce mi-ai arătat tu mie înainte să intrăm în live. Da. Alo? Da, bineînțeles, mate. Da, deci vreau da, să vedeți cum arată garajul lui și ce are el în garajul ăsta, pentru că el, pe lângă pasiunea de drift, vorbim și de barcă, v-a menționat el că e și cu pescuitul în ultimii ani de zile și îi pasionează de mult treaba asta, are și barca și pescuitul. Da, am îmbătrânit. Așa, este și foarte pasionat și multiplu medaliat pe la curse de RC-uri. Deci dacă sunteți în lumea asta sau vă interesează, la fel dați un mesaj să vă dea sfaturi. Și este și un colecționar de excepție de mașinuțe de jucărie, să le spun așa, de mașinuțe, punct. Și are o colecție impresionantă de mașinuțe pe care o să vă arăt neapărat, pentru că trebuie să o vedeți. Dar trebuie să facă bătrân o tură pe garaj cu telefonul în mână. Exact. Mate, ce am să spun? Știi că asta e o negociere mare aici la mine în garaj între mine și Alexandra. Și să știi că nu
tot ce am putut expune. O trebuie să fac o selecție, să zic așa. Ai idee ce număr de mașinuțe ai? Le-ai numărat? Da, numai ce urmează să vă arăt sunt undeva aproximativ plus minus 3-5, undeva la 3500 de bucăți. 3500 de mașinuțe. Așa că am vrut Da, să... ceea ce urmează să vă arăt. Și RC-urile am 16, Doar. din care cu cam aproximativ 10 mici de concurs. Și acolo sunt mai multe clase, Dar e tu de mergi numai la... off-road. Asta zic, la RC-uri, la concursuri, mergi numai la off-road sau mergi și la drift și la alte... La drift, din păcate, acum ultimii ani nu prea s-a mai ținut, dar la off-road mai multe clase, adică când zici off-road zici un pic o chestie mai mare, adică Eu știu mergi cu off-road-ul ăla trailer. clasic, cu open, standard și extrem, cele trei clase de la... Exact, dar mergi și cu short course, care îl Ok. vedem noi în America, cu short course. Mergi și cu nitro și la nitro sunt două clase, mai mare sau mai mic, ca și dimensiuni, adică buggy sau traghi. Ce Bineînțeles, mă nebunie duc sunt la ăștia. ambele. Mă duc la ambele. Eu când mă duc acolo la concursul de mașinuțe, una, non-stop mă dau. La Anul fiecare clasă am câte o mașinuță. trecut și Denis cu Andrei au trecut în boala asta cu RC-urile și aveau electrice. Doamne, ce viteză poate să aibă! Și avea un ceva de Baja cu o suspensie foarte mișto, destul de măricică, dar foarte sprintenă în mașinuța aia, adică atingea undeva la 100 dacă mergea în linie dreaptă cu ea. Păi gândește că într-o 100 și 100 de metri aproximativ, electricul poate să prindă, bineînțeles, destul de mari, poate să prindă 160 km la oră. Deci jucării, dar nu jucării. Exact, îți cam rup picioarele jucăriile astea dacă le-ai scăpat. Doamne feri, dacă dă peste picioare, îți rupe tibile. Da? Totuși au 3, 5, 6 Kilograme. kg. Cu, Deci nu-i... înmulțit cu viteza, egal o masă destul de importantă. egal o durere mare. Bine, Crede-mă. și voi când dați cu ele, sar toate brațele și toate alea, mai ales astea de viteză, când le mai scapă chiar și la... Așa, fără să dea în spectator, dar am văzut cum sar carcasele alea de pe ele și bucățile din ele. Mă, ai fi uimit, sar, se mai și rup, dar este când o pui pe pistă, mai ales alea de off-road, le pui pe pistă întregi, funcționale, fără să se rupă ceva. Foarte Da, tare. sunt cazuri când se și sari 2-3 metri în aer. Foarte tare. Da, e o plăcere și asta. Ți-am spus de la început, orice are e propulsat de un motor cu combustie internă, preferabil de la benzină în sus, bioetanol, Deci să înțeleg că nu ești fan sunt Tesla. atras. Nu prea. Adică, pe de-o parte, ești fan Tesla pentru mediu, chiar Tehnologie. țin, Eu nu țin la da, mediu. Uite, tehnologie. eu pot să zic, eu nu sunt un om de mediu. Eu am ideea mea că planeta asta se curăță singură și își face treaba singură și că impactul ăla pe care îl avem noi ca omenire nu e atât de Mate, catastrofal. mate, deci crede-mă că reciclez acasă și le duc personal la ăsta de colectare a deșeurilor. Te cred. Sticlă cu sticlă, aluminiu cu aluminiu, plastic cu plastic, carton cu carton. Asta Și ca să gândește-te că... compensezi, gradul de poluare pe care îl faci cu G-Class-ul. Exact. Te simți vinovat și te duci așa cu sacoși, cu sacii, știi, de reciclabile. Umpli G-Class-ul de Exact. reciclabile cu G65 al tău sau 63? Nu mai știu. 63. 63, așa. Cu 63-ul tău te duci frumos la reciclare. Ai consumat 20 de litri de carburant doar să ajungi cu sacoșile la reciclat. Mate,
compensez de undeva. Dar acum, hai să o luăm așa. Ție îți convine să ieși la iarbă verde și să vezi mizerile pe acolo? Asta nu. Și știi că, uite, am vorbit despre asta cu cine? Am vorbit weekendul trecut, vorbeam de trans... cu PFN-ul am vorbit. Când am făcut live-ul cu PFN-ul, despre gunoiul lăsat de spectatori pe munte, care e... Mă, e sub orice critică, adică ești pe un munte, ești într-o locație în care un an de zile nu o să mai treacă nimeni dacă noi nu facem un eveniment pe acea bucată de munte unde stă spectatorul de obicei. Adică ia-ți și tu alea trei ambalaje pe care le-ai avut, trei șervețele, trei pungi de chipsuri, ce Doamne iartă mai consumat și o sticlă de apă sau două sau trei cât ai băut, în cap toate într-o pungă, deci toate absolut în cap într-o pungă. Cât de greu să te duci cu punga aia până la mașina cu care ai venit, că plin le-ai adus până pe munte, știi, că asta e culmea, că tu ai venit cu bidonul ăsta de apă plin pe munte, dar nu mai ieși gol înapoi, lași acolo, că poate le iau păsările. Da, deci despre asta povestesc, Mate, cum să spun, un om ordonat în viață, nu îmi place, gândește, mă duc la pescuit, mă duc pe Dunăre, mă duc în Tulcea, la în delta. Păi dacă nu prin pește, pe cuvânt, dacă nu vin cu barca plină de... De ce pescuiți pe, exact, cauciucuri, camere și alte... Pe cuvânt. Păi deci despre ecologia asta mi se pare mult, mult mai importantă decât asta cu vai, poluăm noi cu Euro 6 și cu Euro 5 și așa mai departe. Cu poluatul cu Euro 5, cu Euro 6 e ultima chestie, de aia nu Tesla, nu sfant Tesla 100%. Eu sfant Tesla pentru că îmi place ce poate să scoată un motor electric, tehnologia pe care a adus-o Tesla. Eu vreau să-mi cumpăr o Tesla la un moment dat, am alte planuri acum, dar nu sunt anti-benzin, adică, na, pe bune, îmi place și mi-ar plăcea mașina mea preferată ca și sunet și ca așa Dream Car, e un RS6. Deci tot benzinarele sunt preferatele mele, dar... Auzi, când ne vedem la etapă să auzi un GT63. Dar nu, dar știu mașina. Băi, merită să-l auzi pe ăla. Dar tu spune mașina aia pe care o știu eu, mai specială, o mai ai? Da, și mai am încă una, da, o mai am. Că nu vreau să facem acum să zică lumea că ești cel mai bogat drifter... Dar are o colecție impresionantă de mașini și ți le are de mult timp și le știu și sunt foarte speciale și chiar sunt. Nici măcar nu sunt cel mai bogat drifter. Eu v-am spus de hippie și de restul. Asta e una și a doua chestie. Mate, să nu ai impresia că avem nu știu ce viață extravagantă, nici poveste. Dar la știu, cineva de care dar, se vorbesc de cine... Da. Deci, hai să spun o chestie. Cineva colecționează ceasuri de euro, de milioane de euro, de sute de mii de euro. Alte... Sau tablouri sau asta. Ei, la fel, că microbul ăsta cu mașinile, de la tata, mașinile. Restul nu prea dăm bani pe soale. Tu ai și avut un bar foarte tematic în Cluj. Îl mai ai? Mai e deschis? Mai există? Da. Mate, momentan e închis și tu din cauza cum 3 ani l-am închis cu problema aceea mea da. L-am închis. Dar el încă există ca locație, nu e dezafectat. Există, da. Da, și încă și pagina există. Este un bar foarte Facebook. Special pentru cei din Cluj care cunosc, poate ați fost acolo, poate nu. E plin de jante, și tot felul de piese pe post de mobilier și un barul făcute din bot de mașină și așa mai departe, foarte interesant. Vorbind despre mediu, uite-te, eu am vrut, tot ce vezi în barul ăla este luat de la scratch, de la gunoi, să zic așa, și reciclat. Blocuri motor, pistoane, toate jantele de sus, cutii de viteze, că mi-am făcut chiuvetă din ele, totul a reciclat. Ei, și pentru barul ăla să știi că, na, nu numai din Cluj, toată lumea și din București și din toată țara care au auzit de el și au avut drum s-a băgat îl vadă. Cum se numește barul? Cum îl găsește lumea pe Facebook?
cafe. Ne dai tu drumul iar. Turbo cafe. Turbo cafe, așa. Hai să ne arăți colecția, că uite, a trecut și ora de când vorbim. Arată-ne mașinuțele și gândește-te la ultima întrebare pentru al doilea breloc. Am crezut sincer, am crezut că oare ce o să povestim noi atât într-o oră, că știi, hai, eu să știu povesti, să... Și a trecut o oră și 10 și încă mai avea multe de povestit. Da, ora. Da, n-am de povestit de Silvia toată. Păi nici de Silvia n-am apucat, dar o să mai facem un episod cu tine, sigur. Da, tura viitoare din cealaltă încăpere. Da, hai să vă arăt aici. Nici nu știu cum să încep. Uite, întreabă până una alta, întreabă unul din cei care ne urmăresc, când vei redeschide Turbo Cafe-ul? Cât de curând pot în puterea în care o... Nu-i business-ul meu de Mayman. Lucrez la firma de familie și împreună care acela mi-e pâinea mea, să zic așa. Și Turbo Cafe-ul e al doilea loc, din păcate. Deci nu a fost un business, nu l-am conceput un business, Turbo Cafe-ul, ca și a câștigat. Profit neapărat, exact. Da. Eu am vrut să fie acolo plăcerea tematic. Și... Mm-hmm. Exact, și să nu aduc bani de acasă. Înțelegi? Exact. Da. Toate la zero. Și acum că îmi permită timpul și așa mai departe, ăla să fie primul lucru care... Exact, sănătate în primul rând. Hai, arată-ne mașinuțele, cele 3500 de mașinuțe. Stai că nici nu știu camera. A, așa, da. E bine, noi vedem acum. Deci cam așa arată o părticică din colecția ta de mașini. Sunt 3500 cu aproximație aici și mai ai și alte cu mașinuțe. Mai am în cutii care încă mai ți-am zis, mai negociez cu Alexandra pentru spațiu. Da. E cam greu cu spațiu, cu ăsta. Dar asta să știi că sunt mașinuțe cu care eu m-am jucat când eram copil. Deci sunt mașinuțe cu care... Care le-ai strâns de când ești tu, erai copil încă. Și da, până în prezent, da, că bănesc că mai adun și acum. Și în ziua de astăzi adun la ele. Și în ziua de astăzi tot adun la ele. Deci nu... Zim, ți-ai făcut colecția Dacia? Ți-ai făcut mașina aia? Nu. Eu mi-am făcut-o, e foarte tare. Am stat 2 ani de zile și am strâns număr de număr la ea ca să mă fac, dar e foarte mișto. Știu, e foarte tare, dar spun sincer, mi-a fost frică că am mai început cu o corabie și că nu se termină corabia. Deci s-a închis revistele și a rămas cu jumătate de corabie. Și de aia nu mi-am făcut-o pentru că mi-a fost frică. Uite, bine, de dacă tot vrei, vineri... Găsești. Găsești să cumpăr. Da, dacă o vreau... Făcută. Eu caut... Eu în colecția mea am din 1937, 1940 până în 1988, am spus, pompesc. Din 30 sunt dispar. Lemn, nu? Nu, sunt metalice. Okay. Mai exact, șuc. Stai că s-a întrerupt. Așa, gata, acum vedem că se întrerupsese un pic de la internet. Vai cât de tari sunt. Bine, pentru cei cărora le plac jucăriile și mașinuțele. Și am fost fan Matchbox, Dinky, Suco și Corgi. Atât. Da, zice, uite, zice, bine, cineva, zice Silviu aici, zice că dacă scapi un copil de 10 ani acolo, crezi că este safe colecția? Dar nu mă gândesc la colecție neapărat, ci la, știi, în anii ăia, știi că au fost probleme cu mercur, cu metale grele, cu, știi, le bagi în gură și nu-i chiar indicat. Da. Și uite, de că tot povestim de reciclat, uite de ce mai am aici. Ce tare e! E un chopper făcut din ce? De fapt, băi... un cafe concert, nu e un chopper, e ceva cafe racer, cafe, nu cafe concert, cafe racer. Băi, e o chestie, o combinație ce-am găsit în scrap. Ce tare e!
Da, hai să vedem și ceva pe partea de RC, ceva mai Spune, mare. hai și cu întrebarea aia. A, câte, aproximativ, câte mașini am în colecția, că tot vorbim despre asta. Perfect. Așa. Zine despre RC-ul ăla care stă ca un cart acolo pe suport. Ce-i cu el? Mai asta e la scară de 1 la 5. E o baja, e numai RVD, Rear Wheels Drive. Și ce e impresionant, poți să faci drift, poți să multe chestii, dar ce e impresionant e motorul. Motorul l-am cumpărat separat, e tuning, cum ar veni ca și motorul de pe Silvia și e de 7,7 cai. Bun, bun, bun motor. E mai mult decât Bun. o mașină de tuns iarba. La 10 kg, dacă calculezi, calculi Cal iară per pe kilogram, kilogram, da. E vezi că îți dă ceva. Da, și ajungem și la ceuri. Uite, întreabă Grigore Daniel câte mai ai și în cutii, câte mașinuțe mai ai în cutii. Acolo nu mai vreau să mai intru în detalii. Încăpată cel puțin. Deci, și la scară 1,24 și sunt multe. Cred că mai mi-ar trebui încă un raft, cel puțin, de asta lung. Auzi, tu ai avut cumva un simulator de F1 la tine în bar? Simulator de? F1. Da, am avut. E al lui un prieten de-al meu. Moldoveanu Bogdan, ai câștigat oricum, că tot tu ai pus întrebarea, tu ai dat și primul răspuns cu 3500. Bănuiesc că e unul dintre băieții care e localnic, dacă zice că a fost la tine la bar și știe de simulator. Se prea poate. Da, și la RC-uri. Așa. Uite, astea sunt astea de off-road, de viteză nitro. Asta albastră e electrică, short course-ul. Dar crede-mă că e tehnologie, Păi pe cred. mașină. Și mașina de drift, mașinuța de drift electrică. Și hai să vă arăt caroseria, care este la 1 la 1 cu stiletiu, care l-am eu. Ia. Cu rocket bunny, cu fața de PT, cu spatele de Silvia S13. Ce tare. Dar încă nu-i vopsită, încă nu e. Ba nu că e vopsit, așa am vopsit-o Așa ai eu vrut tu să florile astea. faci, ok. Da, că urma asta mare să fac așa. După asta mică. Aha. Băi, și să știi că și aici, Dar da, cine nu îți face chiar nu. caroseriile astea sau cine se ocupă de chestia asta? Mă, tu o cumperi, da? Tu o cumperi caroseria, ți-o vopsești acasă, bricolaj, chestii de astea, știi? Asta e automodelismul. Ok. Da, n-am ajuns niciodată acolo la. Tipurile de off-road, care le știai tu, Da, ăsta da, e da. cum îl știi tu, open, să zic așa, open, clasa open. Uite ce da medalie acolo. Da, domnule, că, na, ne pricepem și cu astea. Medalii, cupe. Și ceea ce știi tu de extrem, ăsta este la noi, la RC, Aha. crawlerul. Ok. Deci ăsta e crawlerul. Avem și melcișor câștigat aici, cupa melcu, așa se numesc astea. Și Ce bineînțeles, tare. ca și în astea mari, avem și motoare de rezervă. Normal. Pe nitro. Păi și Ce astea se tari spart, sunt. nu? Astea Da, sunt motori, cât de măcar. mișto arată. Deci eu mi-aș lua un motoraj de la doar să mă uit la el, așa. Hai să-ți arăt altceva. Uite troliul de Jeep. De Jeep-ul care ți l-am arătat. La cuvântul Îl tău vezi? că faci, te troliezi la RC. Mate, da, și troliul care l-ai văzut în imagine trage 50 de kilograme. Deci nu cred. 50 Ăla mic. și de... Da, mate, uite ăsta mic. Ce tare. Uită. Chestia Foarte asta tare. trage 50 de kilograme. O mașină de 50 de kilograme agățată de un
copac, o trage în aer, deci dacă îl pun trolul pe masă și să-l trag în sus, trage 35 de kilograme. Foarte tare. Deci poți să ridici o masă sau, mă rog, o piesă de mobilier din casă lejer cu el. Liniștit. Și îi testat și nu minciună. Și Marte, trebuie să arăt la lumea care ne urmărește, la fanii noștri, ceva ce ție nu ți-am arătat înainte. Yeah. Ceva care un pic așa mai la suflet. Ia. Yeah. Ok. Și aici, Mate, e cu, vezi, cu semne de circulație, cu și stații de benzină vechi, ok, foarte tare. Astea sunt cam, unele de acolo sunt cam din 40-45. Cât de tare. Uite, F-50 la jos, nu? Da, da. Așa. Uite, un elevator, vezi, albastru. Da. Da, și bineînțeles, cum eu sunt fan Mercedes, să nu uităm de Mercedes. Aha. Foarte tare colecția ta. Și felicitări pentru și, și bineînțeles, Subaru. Subaru, l-am văzut machina. L-am văzut de a lui machina. Mulțumesc și... Hai bă, că dacă tot ăsta, hai să-ți mai arăt încă o chestie din recycle făcută. Hai, arată-mi. Stai să fac zoom pe ea ca să o vadă și cei de acasă mai bine, gata. Asta e ca un astea pic... sunt ideile tale când faci chestiile astea? Mă, prin interes m-am uitat chestii de astea, știi? Și în garaj le mai... Uite, asta, de exemplu, e o lampă făcută de mine, da? Da. Cred că e arzbecul. Na, în garaj, cu... astea sunt făcute când am început să fac barul. Foarte tare. Când am deci muncit la bar. Să facem un episod și și acolo gândeaște... Da, și atunci o să mă specializez și eu cu camere, altfel cu să nu mai întâmpinăm problemele astea cu internetul. Și cu... ai zis că următorul episod îl facem din garajul celălalt, da? Da, da, de dincolo. Ok. Și la bar am început, vezi, uite, prietenile astea cum se leagă cu Bogdan am început și barul să-l facem. Când făceam și Sky-ul și venea cu mine la etape ca și mecanic și așa mai departe. Foarte tare. Ciuli, păi cam asta a fost prima seară. E sigur facem pe a doua, ca să nu plictisim lumea să stea mai mult, deja avem o oră și 20 să facem în segmentele noastre de o oră ca să stea lumea. Să mai avem și mâine ce povesti. Așa, să mai avem și mâine ce povesti. Cam asta a fost seara, prima seară cu Alex Podar, că mi se pare că ți-am zis mai devreme Ciuli, nu știu, cred că ne vorbește Ciuli. Da, 100%. Așa, acum mi-am dat seama că i-am văzut fumoaca lui Ciuli în cap. Așa, asta a fost seara cu Alex, cu Motănicu, o să facem încă un live din garajul cu mașinile mai mari și cu barca probabil, că e și ea băgat acolo la garaj, nu? Nu, aici live-ul l-am făcut de acasă și barca mi-e dincolo la unde e garajul. Atunci spune-ne ce o să vedem în garajul celălalt, în care o să facem următorul live. Păi depinde, unde preferă lumea. Facem în garajul live unde mi-e barca și mașina de drift, unde s-a născut mașinile de drift ale mele. Așa. Sau putem să facem în camera cealaltă, mă refer unde îmi țin astea de pescuit. Culele, momeli, ce... Eu cred că lumea e mai interesată de mașini. Deci o să facem de la garaj. De la garaj atunci. Gata. Așa facem, dragilor. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi o oră și jumătate aproape cu Alex aici. Este un om cu care avem ce povesti și putem să ne lungim mult și bine, dar am zis să mai scurtăm un pic din a face de 3 ore emisiunea. Și ne revedem mâine seară la aceeași oră pe Rodrift. Până atunci stați cu minți, stați cât se poate de feriți de toată mormolocul ăsta. Stați safe, exact. Și Alex, îți mulțumim mult, mult de tot pentru prezența ta. Ne reprogramăm eventual pentru weekendul viitor. Sigur că da, aici mai ales că va ploua și oricum
riscul de a ieși și după 15, dacă E mult mai iese și mare. după 15. Dar nu înseamnă că gata, a dispărut problema. Corect. Mulțumesc, Mate, de invitație. Salut pe toți care ne-au urmărit și ne vedem tura viitoare. Ne vedem tura viitoare. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. The year has passed. Races made our hearts beat fast. We made the mountain peaks our tracks. We made the cities our playground. In 5 months, we made 100,000 hearts beat as one. We had people to follow us from mountain peaks to tracks abroad. And more to count, we had them live to watch the engines come alive. In the news with racing drivers from abroad, the best of them to race for fame in our deadly danger game. And we have no intent to stop. We want to grow, to race, to conquer, to ever change the drift race, to put the limits to the test. This is the story of this year, of challenges and sweat and tears, of joy and victory and teams, of giving life to dreams.